La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie, întâlnirea cu numărul 715, în care e Armada Filipine, așa cum știți, da, în fine, să zicem că unii nu știu, vă prezint creații semnate de 3 autori și tot ca de fiecare dată am selectat o coloană sonoră, de această dată este din nou Arcangelo Corelli, un minunat compozitor italian, tot perioada baroc. Știți că deja îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în această perioadă muzicală. E, cu poezia este altceva, e poezie contemporană și să știți că sunt poeți interesanți, mai ales că, repet, nu i-ați mai auzit la momentul de poezie. Deci este tot o întâlnire cu poete, așa că prima autoare este pe numele de scriitoare Conița Lena. În realitate o cheamă Elena Predescu, este născută în 1949, județul Dâmbovița, și este membră a filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor. Are o poezie foarte interesantă și mie mi-a plăcut ce am citit în revista piteșteană Argeș din decembrie 2007. Vă invit să căutați, revista este pe site-ul Centrului Cultural Pitești. Poemul Păzitoarea de câini. O să vă citesc un fragment foarte, foarte interesant. Deci autoarea este Conița Lena. Câinii mei, prostituați de o noapte, asceți la zi, orbi la zi, hingheriți de zi, fac strada și mă păzesc, țintuită în scaunul meu rulant, așteptând un Crist care să vină să-mi spună, ia-ți patul și mergi, și eu să mă ridic din bărbatul, scaunul meu cu rotile, să mă ridic din moarte, să mă ridic din umilință și să spun chinul meu un suvenir fără preț doar pentru câinii mei. Deci vă invit să căutați în revista Argeș din decembrie 2007 acest poem superb care, iată, are o trimitere interesantă la cineva suferind în scaun cu rotile, pe care îl numește așa cu o gingășie specială bărbatul. Da? Iată ce poate să facă poezia. Tot așa interesant și din cu totul alte spații, Galia Coja, o poetă din Siria, născută în 1968 în Alep. Deja numai când mă gândesc Alep, Siria, ce istorie, ce locuri. E, în fine, poeta noastră, să știți că are studii de drept și a plecat în Emiratele Arabe, unde scrie poezie, proză, critică literară și iată, poezia s-a ajuns și în România, tradusă de George Grigore și cartea este Epifania Ugaritică, din care o să vă citez eu câteva versuri cu o prefață de Pușarot. Iată și titlul cărții foarte interesant, să vedeți ce poem sau în fine fragment pe care l-am găsit eu. Deci autoarea este Galia Coja, siriancă, deci poetă de limba arabă. Oamenii ăștia au inventat poezia și multe altele. Umbra mea, o flacără ce dansează în nori, sufletul meu, îngeri vechi și mări rătăcite, plutește în cuvinte, cu cuvinte, nu izbutesc să mă consoleze. Te voi uita, cum uită poemul de dor, cum își amintește trandafirul culoarea, roa, neființa,
de ce i-a dat glas ființa și apoi s-a dus către foc, către nisip, către ploaie. O nebunie trezită în cenușa mea, în așteptarea mea. Și vă invit să căutați această carte, Epifania Ugaritică, apărută la editura Ars Longa în 2017, în limba română. Foarte frumos, foarte interesant. Și tot așa închei triada noastră poetică cu o autoare din Craiova, mai tinerică, Irina Floriana Alexandrescu. Am citit câteva poeme tot așa foarte interesante, revista de la Alba Iulia Discobolul, numărul 250, 251, 252 din 2018. Găsiți și revistele acestea pe site, știți foarte bine. Echipa coordonată de domnul Aurel Pante are grijă de acest lucru. Am să vă citesc un fragment dintr-un poem, v-am zis, interesant încă din titlu. De sus Dumnezeu își acoperea un căscat. Iată ce titlu și să vedem ce spune poeta noastră Irina Floriana Alexandrescu. Stăteam pe marginea casei mele de sculță, croșetam două șosete pentru iernile în care îți voi pleca și lăsam călcâiul neterminat pentru aducerea minte. Și femei arcași cu vigilență pe coapse, mâinile îmi oboseau, s-a cadat și atunci mă descătușam de ele. Le desfăceam încheieturile să stea libere pe o bucată de frunză de nuc. Și mă opresc aici pentru că e o temă extraordinară de reflecție și de meditație și, de ce nu, poate fi o temă pentru continuare, în alt fel, la poeziei care, v-am zis, se găsește și nu numai ea, în numărul 250, 251, 252, deci trei cifre în acest număr din 2018, Discobolul de la Alba Iulia. Dragii mei, poezie să fie, că noi știm să citim, să simțim, să ne bucurăm de ea, în ciuda războiului, în ciuda pandemiei, în ciuda faptului că uneori nu ne pasă, da, nouă ne pasă, repet, de poezie, de literatură, de oameni de calitate. Și nu uitați să ascultați și voi din când în când Arcangelo Corelli, o minunăție de muzică, toate cele bune!